Bună seara și bine ne-am regăsit. În această seară avem un subiect deosebit de incitant, dar în același timp deosebit de dificil, și anume educația între știință, modă sau realitate. Când noi vorbim de educație, de nutriție, de fotbal, sunt subiecte la care absolut toată lumea crede că se pricepe și fiecare vine cu o mulțime de rețete, dar multe rămân în afara realității și nu reușesc să avanseze. Așa că, așa cum spuneam și spun mereu, această nouă emisiune este o emisiune de maximă importanță și maxim interes, deoarece tratează subiecte cu adevărat vitale pentru dumneavoastră, familie și societate. Vă spun lucruri pe care, dacă le înțelegeți cu atenție și răbdare, ele vă vor ajuta într-un mod uimitor, de repede și de adevărat. Nu sunt aici pentru a-mi fura timpul sau a fura timpul cuiva. Sunt aici și acum cu dumneavoastră și dedic acest timp pentru ca să împărtășim această realitate în care trăim și pentru găsirea celor mai potrivite soluții pentru îmbunătățirea vieții. Scopul meu este de a vă transmite informații reale și utile ce pot fi aplicate de la mic la mare pe diverse grade de complexitate. Vreau să subliniez că, în ce privește subiectele abordate în emisiuni, sunt foarte generoase și chiar dacă pare că nu există legături între cele afirmate în cadrul unei teme, vă garantez că le veți găsi și înțelege atunci când veți revedea emisiunile. Acest fapt va duce la creșterea conștiinței și conștiinței personale. Printre dumneavoastră sunt mulți care caută răspunsuri la o problemă concretă și în situația aceasta doresc să subliniez că nu se pot aborda doar părți ale întregului, ci întregul ca abordare holistică. Astfel, pentru cei în cauză, sfatul meu este să revadă emisiunile trecute din seria Misterile Vieții, Misterile Sănătății și nu numai, deoarece în ele vor găsi acele bucățele de puzzle ce vor duce la înțelegerea situației și găsirea soluției. Unii oameni învață rețetele dintr-o carte de bucate, în timp ce alții învață principii. Cine credeți că se va descurca mai bine în viață? Bineînțeles că cei ce învață principiile și percep noul situației ori de câte ori revăd informația sau retrăiesc experiența respectivă din viața lor. O altă idee importantă este că unii oameni se raportează la studii recente fără acoperire și fără să fi trecut prin furcile caudine ale timpului, spunând că acelea sunt demodate și nu mai sunt de actualitate. În timp ce mulți dintre cei dedicați și în special profesioniștii se raportează în primul rând la studii și metode ce au trecut prin proba timpului, care au cel puțin 50, 100, 1000, 2000 de ani și chiar mai mult. Principiul lor este extraordinar. Ei merg pe corelarea vechiului cu noul, adică a tradiției și modernismului. Este o creștere naturală în natură, în univers, în tot ceea ce este viu. În privința educației, multe învățături antice sunt cu mult mai prețioase decât se crede astăzi în Occident. Deja atunci când vorbim despre psihologie integrativă, vorbim despre o reorientare din ce în ce mai mare către vasta știință a supraviețuirii din trecut, tradiție,
învățături și tehnicile care au fost considerate sine qua non. Ce poate fi mai sigur și mai aproape de adevăr decât ceea ce a trecut prin proba timpului? Acesta este motivul pentru care respect ceea ce spun taoiștii, și anume, când oamenii și știința se contrazic, doar uită-te la natură și vei zări adevărul. Nimic nu este mai competent decât natura, ea este de departe cel mai bun profesor. Calea de a urma legile naturii, că totul se ghidează după ele, este acea cale de mijloc și este o cale care există de mii și chiar poate milioane de ani și va exista pentru o eternitate. Este locul și momentul, această emisiune este cadrul, locul și momentul unde primiți răspunsuri și soluții care chiar funcționează, după cum v-ați putut convinge, experimentându-le. Să trecem, deci, la întrebări. Au fost multe întrebări ce s-au adunat de-a lungul timpului și deoarece este un subiect foarte delicat, deoarece fiecare om, copil, tânăr, adult, om matur, om în vârstă, fiecare este implicat în acest proces, fiecare se vede responsabil în acest proces. De asemenea, unii oameni încearcă să găsească vinovați în afara lor, dar aceasta nu este o cale viabilă. De a căuta vinovați, o cale viabilă este întotdeauna de a căuta soluții. Deci, cum vedeți educația ca formă de pregătire a copiilor în prezent? Oamenii conștientizează tot mai mult că metodele și trendurile moderne nu sunt adecvate provocărilor actuale. Cumva ei realizează că e timpul să ne întoarcem la tradiție, experiența acumulată de oameni de-a lungul timpului și să ne întoarcem la realitatea pe care noi o trăim. Priviți ce se întâmplă în țările care investesc masiv în dezvoltarea copiilor, cum ar fi Israel, China, Elveția, Rusia, Japonia, India și nu numai. Ce se întâmplă de fapt? Ei bine, ei îmbină tradiția cu modernismul și în acest fel își construiesc viitorul. Pe lângă educația care se face în școli, licee, universități, este important mediul în care trăiește copilul, atât la școală cât și acasă. Este importantă societatea în care se află, cultura, trendurile sociale. Mai important decât aceasta este ceea ce alege, spre ce tinde, ce culege copilul din mediul în care se află. Este orientat spre constructiv sau spre destructiv? Face alegeri care îl construiesc pe el și pe cei din jur sau din potrivă? Pentru că educația este un instrument, o unealtă, care poate fi folosită în mod pozitiv sau într-un mod mai puțin pozitiv. Cum bine spuneau Napoleon, Eminescu, și Eminescu spuneau că este mai important caracterul decât intelectul. Și spuneau că atunci când îți creezi o echipă, o echipă puternică este unită ca și putere și longevitate prin puterea caracterului. Eminescu, prin anii 1880, spunea că mai repede găsești o bucată de aur pe stradă decât un caracter. Și totuși, de atunci până acum, au trecut mai mult de aproape 140 de ani. Deci, haideți să vedem un citat din Mihai Eminescu, și anume din opere, C
ce spune el despre educație? Citez. Se vede dar câtă importanță are educațiunea care tocmai îl deprinde pe om a face de bună voie, fără speranță de plată sau fără teamă de pedeapsă, ceea ce e bun, drept și adevărat. Învățătura, numai ca atare, nu are de-a face cu educațiunea. Învățăm pe de rost numirile tuturor orașelor de pe pământ și toate formulele chimice, toate numele speciilor de plante și animale, această masă de cunoștințe, oricât de nouă ar fi, pentru o inteligență nu o fac nici mai iubitoare de adevăr, nici îndemânatică de a judeca și de a distinge drept de strâmb. Învățătura consistă în mulțimea celor știute, cultura în multilateralitatea cunoștințelor. Educațiunea nu consistă nici într-una, nici într-alta. Ea consistă în influența continuă pe care o au lucrurile învățate asupra caracterului și în disciplinarea inteligenței. În fapt, se spune că dacă școlile ne învață să dezvoltăm intelectul, inițierea spirituală și școlile spirituale ne învață să construim și să dezvoltăm caracterul. Mihai Eminescu, Opere, volumul 11. O altă întrebare. Care este mai exact cauza pentru care în țările ce investesc în educație, în educația copiilor, lucrurile evoluează în sens constructiv? Aceste țări, prin diverse mecanisme educaționale, încearcă să dezvolte competențe și abilități practice și să îi ajute pe copii să facă ceea ce îi exprimă. Facultatea nu este pentru toată lumea, ci fiecare copil are școala potrivită lui, care îi va pune mâini o profesie, o meserie ce îl va dezvolta toată viața, făcându-l cu adevărat om. Acolo se dezvoltă într-un ritm covârșitor școlile de meserii și tot ceea ce poate să completeze acest puzzle al dezvoltării sociale. Nu uitați, spune Alvin Toffler, o societate ce este împărțită în doar două părți, cei ce pot și cei ce nu pot, este o societate în declin. Este nevoie de o segmentare multiplă a societății pentru a dezvolta cu adevărat stabilitatea unei societăți. O altă întrebare. Ce este cu adevărat important pentru noi, oamenii? Dând o parte multele lucruri și atracții din viața unui om, constatăm că a lăsa o generație nouă, mai bună, mai educată, mai bine pregătită pentru a se integra cu această triadă, natură, univers, dumnezeire, este poate cel mai important lucru pentru noi. O altă întrebare. De ce, dacă s-a trecut la alte abordări în educație, a apărut o tragedie tăcută vis-a-vis de copii, adică o îngustare, o pierdere a orizontului și un viitor nesigur și fără perspectivă? Motivul este legat de climatul de responsabilitate și climatul emoțional. Spun asta pentru că, privind nu neapărat statisticile, ci ceea ce se întâmplă ca și creativitate și implicare socială, lucrurile cu adevărat lasă de dorit. Nu are sens să enumerăm procente în domeniul trecerii din realitate în irealitate, adică să vedem ce se întâmplă cu copiii, și anume faptul că al cincelea copil manifestă tulburări mentale, că tulburarea, adică deficitul de atenție, a crescut cu 43%,
că depresia la adolescenți a crescut cu 37%, că rata suicidului în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani a crescut cu 200%. Toate aceste procente nu reprezintă o realitate, dar ne ajută să ne creăm o idee vis-a-vis de cât de repede trebuie să găsim soluții și de a ne reevalua toată această formă de integrare a cunoașterii în viața unui copil. O altă întrebare este legată de precedenta, și anume, unde ar trebui să căutăm cauza? În primul rând, copiii se nasc cu o anumită doză de realitate pe care unii o cresc, iar alții o scad. Întrebarea de bun simț pe care se o pune fiecare copil, afirmă doctorul Glenn Doman, este: atunci când copilul vine la viață, această inteligență absolută din el își pune întrebarea dacă părinții vor fi de partea lui, de partea copilului, vor optimiza acest proces de comunicare și colaborare cu el pentru a-l ajuta să se dezvolte, să se integreze în această nouă realitate, în afara pântecului matern. Unii spun că găsirea cauzei nu se poate face prin îmbunătățirea capacităților de diagnosticare. Alții spun că ar fi de vină sistemul sau noua educație. Răspunsul este simplu. Ce anume s-a schimbat în aproape 30 de ani? Valorile, prioritățile, comunicarea și, în mod special, cât timp petrecem cu cei de lângă noi. O altă întrebare. Ce puteți să ne spuneți despre o copilărie și educație sănătoasă? Cred că bazele unei copilării sănătoase presupun mai mulți factori. Părinți accesibili și implicați din punct de vedere emoțional, limite clar stabilite, instrucțiuni descrise, perseverență și adaptare, flexibilitate, obligațiuni, monitorizarea și managerierea progresului relației părinte-copil, o alimentație adecvată, echilibrată și somn suficient. Nu uitați, somnul este cel mai la îndemână medicament pentru a pune ordine în haos. Mișcarea și aerul proaspăt, jocurile creative, comunicare, timp liber folosit cu scopuri clare pentru a dezvolta noi abilități. Această idee aparține lui Pitagora, care spune că acel timp liber pe care îl are fiecare copil, fiecare om, ar trebui să-l dedice îmbunătățirii versiunii de funcționare a lui, adică de a adăuga noi abilități și noi grade de înțelegere la modul cum își trăiește viața. Aud mereu această expresie, și anume ecranită. Ce se înțelege prin această expresie? Fără ecranită. Oamenii conștientizează, odată cu celebra carte a lui Virgiliu Gheorghe, și anume că o carte scrisă cu aproape 20 ceva de ani în urmă, care prevestea, ca să zic, impactul acestor ecrane albastre în ce în ce mai mici, se vor invada, practic, viața omului. Această ecranită va schimba cu mult relația cu realitatea, între om și realitate. Cum au parte copiii de o copilărie și o educație nesănătoasă? Ce înseamnă aceasta?
Ce se întâmplă la ora actuală? Copiii au părinți distrați, adică părinți care nu s-au maturizat, care preferă să se refugieze în zonă de confort, care nu se asumă responsabilități, adică ei încă nu și-au definit valorile pentru care trăiesc în această viață. Nu au încă un înalt ideal, nu realizează încă necesitatea dezvoltării pe mai multe planuri, fizic, emoțional și spiritual. Părinți care răsfață copiii și le permit totul. Este un mod de a, de a cumpăra copilul, dar copilul nu poate fi cumpărat. Sentimentul că toți le sunt datori, totul îi se cuvine. Acest fapt dezvoltă o atitudine de nu-mi pasă. Această atitudine este atât de puternică încât auzi de multe ori răspunsul copiilor, nu-mi pasă. Și unii pun la suflet, unii își dau seama că acei copii spun ceea ce aud în alte părți. Dar în același timp, din ce în ce mai mulți își dau seama că de fapt este un semnal clar care arată că copiii cred că totul îi se cuvine și că cumva toți le sunt datori. Ei ar trebui să înțeleagă că în viața aceasta nimic nu este gratis. Cum nimic nu se pierde, totul se transformă. Ar trebui să înțeleagă că noi trebuie să ne câștigăm merită și dreptul de a putea face pași și de a dezvolta o relație. Alimentația neechilibrată, orice, oricând, oricum, nu mai lasă-mă în pace. Și, bineînțeles, lipsa de somn. Un stil de viață sedentar, o stimulare nesfârșită, distracții tehnologice, plăceri instantanee, așa că între cele două modele puteți face distinția clar și să vă gândiți în care vreți să vă regăsiți. În care vreți să vă regăsiți. Nu poți să scoți niște copii sănătoși printr-o abordare nesănătoasă. Puteți vedea ușor acest fapt urmărind evoluția situației din ultimii 29 de ani. Aici este o poezie extraordinară pe care noi am citit-o și aș vrea, cu acordul dumneavoastră, să o citesc din nou. Și anume, copiii învață ceea ce trăiesc. Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne. Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să fie agresivi. Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși. Dacă trăiesc înconjurați de milă, copiii învață autocompătimirea. Dacă trăiesc înconjurați de ridicol, copiii învață să fie timizi. Dacă trăiesc în gelozie, copiii învață să simtă invidia. Dacă trăiesc în rușine, copiii învață să se simtă vinovați. Dacă trăiesc în încurajare, copiii învață să fie încrezători. Dacă trăiesc în toleranță, copiii învață răbdarea. Dacă trăiesc în laudă și recunoașterea meritelor, copiii învață răbdarea, învață prețuirea. Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească. Dacă trăiesc în aprobare, copiii învață să se placă pe sine. Dacă trăiesc înconjurat de recunoaștere, copiii învață că este bine să ai un cel, un scop în viață. Dacă trăiesc împărțind cu ceilalți, copiii învață să fie generoși. Dacă trăiesc în onestitate, copiii învață respectul pentru adevăr. Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învață să fie drepți. Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație, copiii învață respectul. Dacă trăiesc în siguranță, copiii învață să aibă încredere în ei și în ceilalți. Dacă trăiesc în prietenie, copiii învață că e plăcut să trăiești pe lume.
Iată o poezie. Și mai târziu, mulți ani mai târziu, autoarea a scos o carte care se numește Copiii învață ceea ce trăiesc. Fiecare din aceste afirmații este un capitol și fiecare capitol este explicat. Este un mod de a ne conecta cu această realitate educațională. O altă întrebare. Ce se întâmplă când pierzi bazele unei copilării și educații normale? Atunci când se pierd bazele unei copilării normale, copiii ajung să plătească cu pierderea echilibrului și bunăstării emoționale, cu sănătatea și perspectiva integrităților. Deci, este foarte important să înțelegeți că este o asemănare extraordinar de mare între om și pom. Și dacă acel pom ai grijă de el 3 ani, să aibă o creștere frumoasă, să poată să construiască niște rădăcini adânci, acel copac se va înălța sus, va deveni trainic, viguros, puternic. Va fi un sprijin pentru cei din jur. Deci, stă în puterea noastră să vrem și să facem în așa fel încât copiii să crească armonios, sănătos și cu responsabilitate. Pentru aceasta, trebuie să ne clarificăm noi, pe noi, acum și aici, cu ce este constructiv și ce nu, în zilele de astăzi. Este timpul să ne întoarcem la elementele de bază, adică la tradiție și naturalețe în educație. Niciodată nu este prea târziu. Deci, ce ar trebui să facă oamenii ca și părinți? Înainte de toate, faceți distinția dintre a fi întâi părinte și apoi a fi prieten cu copiii. Stabiliți limite și amintiți-vă că pentru a crește o relație de orice fel și a o menține funcțională, trebuie să dezvoltați cele două cicluri, și anume ciclul de a crea, ciclul de creație și ciclul de control. Dacă doar creezi, la un moment dat, fără să controlezi acea relație, la un moment dat vei fi folosit în relație. Pur și simplu vei ajunge în faza în care devii bun, 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 prost de bun. Dar bunătatea, fără fermitate, nu-și poate atinge scopul pentru care ea a apărut în viața noastră. Aceasta există peste tot, această complexitate, completare între ciclul de creație și ciclul de control, de la cea mai mică particulă, de la microcosmos, până la macrocosmos, până la marginea Universului. Este o realitate, nu o filozofie. O altă întrebare. Ce se întâmplă atunci când uiți cine ești cu adevărat în relația cu copiii? Nu uitați niciodată că sunteți în primul rând părintele copilului, apoi prietenului. Nu vă trageți de șiretul cu copiii și nu vă pierdeți credibilitatea în relația cu copiii. Evitați să fiți în dezacord cu mediul și situația respectivă în ceea ce privește relaționarea cu copiii și familia. Întotdeauna oferiți copiilor ceea ce ei au nevoie și nu ceea ce ei doresc. Calea cea mai la îndemână de a integra copilul în realitate este să-i dați ceea ce are nevoie, nici de cum ceea ce își dorește. Dacă timp de o săptămână dumneavoastră îi dați copilului doar ceea ce își dorește și următoarea săptămână doar ceea ce îi este necesar, veți putea vedea singur diferența între a construi și a nu construi. Adică, întotdeauna necesitatea construiește, dorințele nu prea. Ce credeți că lipsește unui tânăr sau unui părinte în relația cu copiii? De multe ori observăm că trebuie
cultivat această putere de a avea răbdare și de a zice nu. A putea să zici nu. Lăsați grijile și faptul că se va supăra dacă îl refuzați, mai ales atunci când dorințele copilului nu coincid, nu corespund cu necesitățile sale. Sau, ori de câte ori vedeți ieșirea unuia sau altuia din realitatea ce unește o familie și dă un viitor, aici mă refer la situații în care în familie diversi membri ai familiei se refugiază în alcool, în droguri, în jocuri pe calculator sau pe telefon, în emisiuni sau seriale neconstructive. Deci, ori de câte ori apare această situație, este bine să încercați să îl readuceți la realitatea momentului, la faptul că acelea nu reprezintă decât o lume virtuală, iar adică o lume a dorințelor și nu a necesităților. Deci și la adulți să aplică același lucru. Copilul are nevoie de lucruri care îi lipsesc, nu ceea ce el își dorește. Și adultul ar trebui să aplice același lucru. Adică să nu se refugieze în tot felul de lucruri și să încerce să fie constructiv, să se asume responsabilitățile care pot să unească o familie. De ce unii părinți, familii și copii clachează în viață? Cea mai mare problemă a părinților este dezordinea și lipsa de program. Alte probleme mari sunt inconsecvența și scăderea capacității de adaptare care se vor răsfrânge asupra copiilor. În anul 2 de facultate la medicină, la neuroanatomie, aveam un profesor extraordinar și acela a spus, într-o zi, a spus un lucru deosebit de interesant. A spus că secretul creierului este că are nevoie de stimulări scurte, de 30-60 de minute, pentru a activa un sector specific. Apoi, alternând activitățile, se vor stimula rând pe rând toate sectoarele creierului, apărând în locul senzației de oboseală, de plictiseală, de nemulțumire, ce apare la final, o senzație de împlinire și împăcare cu sine. Acest lucru a fost extraordinar, m-a impactat încât l-am întrebat. Cum vede aplicarea acestei observații în viața de zi cu zi? Și el a spus că plimbările scurte în parc, activitățile de-a lungul unei ore și trecerea de la o activitate la alta, nu activități prelungite, pot să dezvolte creierul la un nivel extraordinar. Structura creierului va deveni coerentă, armonioasă și poate să dea naștere la nivele avansate ale creativității. Și am mai spus ceva. O plăcere oferită prea mult timp și fără program dă peste cap homeostazia unui copil și homeostazia unui adult. Și în momentul acela l-am întrebat, cum așa, cum e posibil lucrul ăsta? Și el a spus că oamenii caută diverse plăceri, începând de la jocurile pe telefon, până la jocurile pe calculator, până la filme care să-i liniștească, în sensul că stai cu minte, nu e nicio problemă, uite, alții sunt într-o situație mai dificilă, mai e timp până acolo. De fapt, ăsta este mesajul subtil. Nu te grăbi, încă nu e o problemă. Uite, sunt alții într-o problemă mai mare și când o să ajungi acolo, o să-ți rezolvi și tu problema. În fapt, este foarte important să înțelegem că în momentul în care se generează o plăcere, la nivelul creierului, concentrația de prolactină, dopamină și oxitocina depășește o normă.
paradoxul acestor substanțe este că prea mult sau prea puțin deja începe să creeze o problemă, un dezechilibru, și anume o percepere nereală, o percepere alterată a realității, o percepere alterată a priorităților, a ierarhizării priorităților în viața de toate zilele. Acel om a fost, este cu adevărat fascinant. Mai târziu aveam să aflu că a plecat undeva în Franța cu familia, el acolo lucrând chiar în domeniul lui, dar pentru mine a rămas ca un izvor de cunoaștere, de lumină, de înțelepciune. Și pentru aceasta îi mulțumesc. Deci, ce este de făcut ca o primă abordare în relația cu copilul ca și părinte? Cel mai important lucru este să le oferiți alimente sănătoase și gustări limitate, dar la oră fixă. Această oră fixă pare ceva greu pentru un om care nu are un program, nu are o organizare a timpului. Dar în momentul în care un om este organizat, începe să se organizeze, el vede că dintr-o dată apare atât de mult timp care în trecut nu era folosit, iar acum se cere folosit. Și aceasta este cu adevărat o realizare, o satisfacție. Un alt lucru este de a petrece o oră la început în relație cu copilul, discutând cu el, încercând să creăm subiecte comune de discuție, să aflăm părerile lui, să vedem ce anume l-ar interesa și, mai târziu, măcar unul din membrii familiei să petreacă cel puțin o oră în natură cu copilul, în așa fel încât, rând pe rând, fiecare să ajungă în această situație. Un alt aspect este vorba de a lua cina în familie și acest lucru, fără gadgeturi, fără această celebră ecranită. Oamenii iau cina, se uită la televizor. Oamenii merg în parc, un el și-o ia, fiecare se uită pe ecran. Această ecranită este o problemă. Este important să jucați jocuri de masă care să înleșnească comunicarea sufletească a membrilor familiei. Aceasta este, de fapt, și scopul alinierii vibrației sufletești. În momentul în care ai de-a face cu lucruri care te implică kinestezic, te implică global și te implică a fi atent la ceea ce emite, ceea ce spune non-verbal cel de lângă tine. Ceea ce spune non-verbal, ceea ce spune sufletului, mintea lui, dincolo de comunicarea de toate zilele. În fiecare zi, acordați grade de responsabilitate într-o manieră crescătoare copilului, adică implicați copilul în treburile casnice, aranjarea îmbrăcăminții, strângerea jucăriilor, agățarea rufelor, aranjarea mesei și chiar mici cumpărături. Mergeți la culcare cu toții în fiecare zi la aceeași oră. Și foarte important, rugați-vă cu toții împreună seara. Este un moment extraordinar de putere care șterge toate nemulțumirile de peste zi, toate neînțelegerile. Pur și simplu aduce relația din nou într-un punct de coeziune, într-un punct bun de relaționare. Nu lăsați pe copii să se culce cu aceste gadgeturi numite ecranită. În situația în care, în primul rând, părinții nu fac ceea ce cer copiilor, lucrurile nu vor funcționa așa cum își doresc. Oamenii trebuie să înțeleagă
că și sacrificiile își au rolul lor. De ce se spune copiii fac ceea ce au făcut sau fac cei mari? Este bine să înțelegeți că familia este precum o rețea de calculatoare. Ce face unul, vor vedea și vor vrea să facă și ceilalți. Așa că e bine să abordați această realitate ca și strategia modelării mediului lor prin ceea ce faci tu. Acest lucru oricum se întâmplă la nivel subtil. Deci la nivel subtil, temerile noastre, dorințele noastre, năjuințele noastre, scopurile noastre, toate se transmit în familie. Calea sângelui este o cale extraordinar de puternică. Și această cale a sângelui ne unește pe toți într-un egregor puternic numit familie, numit neam, numit țară, cum vreți să spuneți. De ce înainte copiii și oamenii erau mai maturi la vârste mai mici? A ține copiii departe de poveștile vieții nu e cea mai bună soluție. Aceasta îi va deresponsabiliza, îi va scoate din realitate, adică copiii nu ajung să înțeleagă de ce părinții spun și fac ceea ce fac, ajungând astfel părinții să fie judecați de copii. Și practic, când noi îi ferim de aceste intemperii ale vieții, practic amânăm conectarea lor cu realitatea în care trăim cu toții. Acest lucru nu se întâmpla în trecut. Dacă nu era de mâncare, toată lumea știa. Dacă ploua sau dacă era frig, toată lumea știa. Toată lumea avea de-a face cu aceste greutăți ale vieții. Cumva acest lucru îi împingea pe copii în torentul responsabilității vieții, precum bobocii sunt împinși de mama lor în apă. Căutați orice cale senzorială de a învăța pe copii să fie responsabili și independenți. Adică, independența unui copil vine din capacitatea de a înțelege datele unei probleme și de a putea rezolva acea problemă. Și aici mă refer nu neapărat numai la probleme de matematică sau probleme legate de școală. Mă refer la probleme legate de viață. Când vreți să fie puternici, trebuie să-i fortificați prin a nu-i proteja de eșecuri minore. Eșecurile și satisfacțiile creează și fortifică această armură emoțională. Tocmai acest lucru îi va învăța să depășească obstacolele vieții. În multe țări unde am fost, China, Rusia, Extremul Orient, Nordul Africii, am văzut multă popoare care urmează regula tradiției de a își căli copiii, de a învăța să facă baie de soare, baie de apă, baie de aer și de a învăța să-și învingă fricile, temerile, de a îi ajuta să iasă din zona de confort. Și cu cât îi ies mai mult și mai mult și mai mult, cu atât ei se călesc pe ei ca viitor bărbați și viitoare femei, o bază puternică pentru noua generație. Cum a evoluat la un nivel nemai întâlnit până acum superficialitatea și lipsa de răbdare? Chiar așa, o altă problemă majoră este superficialitatea și ea apare ca urmare a lipsei de răbdare. Și pentru asta puteți face ceea ce fac părinții japonezi cu copiii lor.
anume să aloce un timp pentru a sta liniștit, a privi cum crește o piatră, a auzi bătaia de palme atunci când doar o palmă se mișcă în aer, a sorbi dintr-o ceașcă goală și a simți gustul ceaiului. Toate acestea sunt jocuri educaționale, icoanuri, care sunt folosite mai târziu în partea spirituală. Deci, dedicați-le timp pentru a învăța să se liniștească, dar mai întâi, părinții trebuie să își dedice un repaus de 5-10-15 minute în care pur și simplu să se liniștească. Se așează într-o poziție cu ochii închiși, ușor-ușor, se adună, se liniștesc ca o mare furtunoasă ce devine o mare ca și oglinda în care se reflectă luna și totul este atât de clar încă nu știi unde este luna adevărată și unde este marea adevărată. Deci, este important să dedici timp și spațiu pentru a începe cu ei rugăciunea de seară. Ori de câte ori un copil se roagă, rugăciunea lui are o putere mai mare decât a unui adult, de cel puțin 5-6 ori. De aceea, casele în care copiii se roagă sunt case binecuvântate. Și apoi continuați să învățați cum să vă relaxați și să împregnați energia acumulată prin exersare cu emoții și programe bune pentru a ridica vibrația casei, vibrația unui om. Ce se înțelege prin viața noastră și prin faptul că facem ce vrem cu ea? Viața este interesantă și numărul de ani, oricare ar fi ei, presupune un număr nedefinit încă de zile. Doar Dumnezeu știe cât va trăi fiecare. O zi are 24 de ore și ceea ce contează este să înțelegem că, în principiu, acel număr de ore este împărțit în 3. 8 ore pe care le dormim, 8 ore pe care le muncim și 8 ore pe care le trăim. Și, de fapt, de drept, aceste ultimele 8 ore reprezintă viața noastră și ceea ce facem cu ele și cum le folosim reprezintă marea diferență dintre cei ce reușesc și cei ce cheltuiesc. Ce înseamnă a avea noroc și a avea șansa să te poți dezvolta sau să poți recupera timpul pierdut? Există această șansă în care, dacă cele 8 ore de lucru se completează cu cele 8 ore de viață trăită, adică cumva domeniul în care noi ne regăsim, în care noi investim, în care noi studiem, în care noi creăm, se regăsește în meseria noastră, atunci putem spune că viața cu adevărat și Dumnezeu, la modul cel mai direct, ne-a ajutat. Aceasta este ideea poate cea mai prețioasă pe care ar trebui să o discutăm cu copiii noștri, ca ei să-și găsească o direcție, un scop în viață, o meserie, ceva în care ei se regăsesc, ceva care reprezintă cu adevărat o plăcere pentru ei. Și acest lucru îi va ajuta să se dezvolte ca oameni. Nu uitați, interacțiunea noastră ca oameni cu alți oameni, cu cât este mai mare, cu atât noi căpătăm profunzime. Cu cât noi ne ferim de oameni,
cu atât noi ne creăm o altă realitate față de cea în care această lume, această umanitate trăiește. Învățați să fie răbdători și oferiți-le ocazia să-și petreacă timpul liber astfel încât să-și investească aceste impulsuri creative în sensul că să dezvolte abilități de care ei au nevoie. Nu înconjurați copilul cu distracții constante. În general, raportul distracțiilor este de două etape de distracții la 5-6 etape de muncă. Și în natură, în cam toate societățile, se merge pe o zi la 6 zile de muncă. Dar pentru copii, acesta este baremul care poate dezvolta multă putere. Ce anume face pe cei ce ar trebui să se implice în educația copiilor să piardă această partidă, să abandoneze? În primul rând, oamenii țin foarte mult la părerea altor oameni și asta uneori te demotivează. Ar trebui să-ți propui ceva și să-L rogi pe Dumnezeu să te ajute să poți să atingi acel ceva ce ți l-ai propus. Asta înseamnă că e bine să evitați să mai fugiți de responsabilitatea prin a pune copiii la TV sau la calculator și e bine să încercați să le dați ceva creativ, să le dați de muncă exact ceea ce le dezvoltă posibilitățile și aptitudinile pentru viață. Despre aceasta vom mai discuta după pauza publicitară. Pauză, vă rog. Am revenit. O întrebare primită acum sună în felul următor: ce se întâmplă când această ecranită invadează viața unui copil? Ceea ce se întâmplă atunci când le oferiți gadgeturi copiilor este dificil de înțeles în prezent, dar în timp efectele sunt destructive. Dacă în primele 1-2 luni se pierde din capacitatea de a discerne realitatea, de a ierarhiza prioritățile, ei bine, într-un timp mai îndelungat se ajunge până la destructurarea personalității și ei nu își vor mai asuma responsabilitățile, nu vor mai înțelege ideea de sacrificiu, ideea de implicare, ideea de a face lucruri fără a aștepta o recompensă, o plată. Ei nu mai au o legătură puternică a ființei lor cu realitatea prin conștiința și conștiința lor. O altă întrebare: de ce apare plictiseala și nevoia de a fi hiperactiv sau defazat ca timp de percepție și reacție? În primul rând, sentimentul de plictiseală arată o fugă de asumare, de o fugă de responsabilizare, o deconectare față de prioritățile vieții, față de Dumnezeu. Să nu uităm că în Biblie spune că cel mai mare păcat din viața unui om este lenea și că lenea și plictiseala au multe relații de conviețuire. Alteori, apare ca urmarea unei modificări ai registrilor de excitabilitate și inhibiție a anumitor zone ale creierului. Și aceasta se întâmplă prin ceea ce la ora actuală se definește într-un limbaj mai popular, se anume ecranită. Haideți să traducem puțin această afirmație. Să presupunem că înainte un tânăr, un copil, putea să meargă un kilometru, 2-3 kilometri pe jos fără să aibă vreo plângere. Cu timpul, lucrurile
au avansat, în sensul că oamenii au avansat ca și civilizație și au început să meargă din ce în ce mai puțin pe jos. Asta înseamnă că reperele lor, privind dificil și ușor, s-au modificat. Și acest lucru se regăsește în absolut tot. Să ne gândim că înainte oamenii, bărbații trebuiau să iasă în curte, să spargă lemne, să aprindă focul, femeile trebuiau să spele de mână rufele, să aibă grijă de întreaga familie. Asta reprezenta un anumit grad de dificultate atunci. Pe măsură ce lucrurile au evoluat, oamenii acum nu mai pot concepe să facă acele lucruri. Să luăm, de exemplu, înainte, oamenii făceau mâncare pentru fiecare masă. Asta însemna că era un timp aparte dedicat procesării mâncării. Acum oamenii fac mâncarea la o zi, două, trei, sau poate mult mai mult, și o țin în frigider și de acolo ei iau în fiecare zi și în felul acesta decurge viața lor. Acest lucru nu este chiar bun și anume mi-aduc aminte când studiam la laboratorul de microbiologie, am putut să văd ce se întâmplă cu mâncarea doar la două ore după ce a fost luată de pe foc. Ce se întâmplă și cum apar acele microorganisme care încep să descompună mâncarea și să o altereze. Deci, practic, când noi spunem că o mâncare este stricată sau o mâncare este alterată, asta înseamnă că numărul de microorganisme a crescut atât de mult încât afectează sistemul imunitar, afectează capacitatea noastră de sănătate, de a menține sănătatea. Deci, indiferent că un om ține mâncarea la frigider sau nu, acest proces de alterare continuă. Chiar dacă mai lent, totuși el continuă să se desfășoare. De aceea este foarte important să înțelegem această idee a modificării palierelor de excitabilitate și inhibiție. Același principiu este folosit atunci când oamenii sunt antrenați, anume să trăiască în mijlocul naturii, să alerge după lemne, să-și construiască un adăpost, să-și găsească o variantă în care să aibă grijă de igiena personală, să-și procure hrana. Toate acestea înseamnă dificultăți, înseamnă din nou o modificare a acestor paliere neuronale. Ei bine, acesta este un aspect important, pentru că dacă noi îl înțelegem, noi înțelegem de ce s-a ajuns la ora actuală în această situație. Deci, ce poate modifica aceste paliere? Sunt două lucruri care pot modifica. Unu, aceste gadgeturi numite ecranită și dulciurile. Ele sunt de obicei oferite ca un remediu pentru plictiseală. A, ești plictisit, stai și uită-te la televizor. Ești plictisit, stai și uită-te, joacă-te pe calculator. O altă problemă pe care am observat-o e vorba de tineri, 20, 30, poate un pic mai mult, care manifestă o puternică depresie și anxietate. Și îi recunosc foarte ușor pentru că ei caută diverse variante prin care să mai neutralizeze din această tristețe interioară și anume caută tot felul de momente vesele, clipuri comice și tot felul de aceste lucruri și asta îi ține atât de ocupat încât ei nu văd cauza pentru care acea depresie, acea anxietate se manifestă. Și în felul acesta ei nu reușesc să-ți rezolve această problemă. Este ca atunci când pleci de acasă și îți curge la un moment dat, ai uitat robinetul deschis. Și când vii, găsești inundație. Ce vei face? Vei închide robinetul sau vei strânge apa? Bineînțeles că vei închide robinetul. Ei bine, în domeniul bolii, oamenii de multe ori nu închid robinetul. Ei fac operație. Ei fac operație, scot apa, dar robinetul curge. Oare
unde anume va fi următoarea operație. La fel, în foarte multe probleme ale vieții, noi trebuie să vedem unde este cauza. Oamenii, în general, văd efectele, dar ar trebui să înțelegem legătura între cauză și efect. Deci, nu încurajați folosirea acestor gadgeturi înainte de masă, la masă, în mașină, în timpul circulării cu mașina pe stradă, în restaurant, în magazin, deoarece acei oameni se vor rupe ușor, ușor de realitate și vor fi într-o problemă de comunicare cu ceilalți. Realitatea lor va fi realitatea lor, iar a celorlalți va fi cu totul diferită. Și nu vor mai avea puncte comune de comunicare. Tot timpul vor ajunge la tot felul de contradicții. Și asta este o problemă. Și atunci când ai această problemă, o ai cu tine, o ai cu prietenul, o ai cu familia, deja sunt multe semne de întrebare pe care trebuie să ți le pui și să te întrebi. Încotro mă îndrept? Unde merg? Pentru că, exact ca în situația respectivă, când cineva spune că ești beat, poate te miri. Când al doilea spune că ești beat, deja te gândești cum să te îndrepti spre casă. Dar când vine al treilea, te duci direct la culcare. Și exact asta este problema de feedback. Problema cea mai mare este că sunt oameni care nu acceptă a fi corectați de ceilalți din jur, nu acceptă să primească observații, nu acceptă să înceapă această schimbare, această aliniere la ritmul normalității, la ritmul realității. Acestea sunt probleme care acum abia sunt la început. Dacă noi privim în Occident, noi vedem practic viitorul, ceea ce ne așteaptă până aici. De aceea eu cred că lucrurile pot fi prevenite. Cred că oamenii, cred că în fiecare om există acel înger de lumină și dacă noi credem în el, dacă noi îl hrănim, la un moment dat se va face lumină și toate lucrurile vor intra în normal. Deci, ce este de făcut pentru a ajuta un copil să-și controleze și să-și transforme plictiseala în curiozitate vie? În primul rând, lăsați creierul copilului să învețe singur să perceapă plictiseala, să o analizeze, să înțeleagă cum apropie această plictiseală sau îndepărtează această plictiseală de el. Are nevoie de această experiență. Cum? Mai întâi, este bine să se relaxeze și să se aducă în prezent prin a urmări respirația, a urmări căldura corpului, a urmări căldura inimii, a urmări bătăile inimii sau a urmări cum arde o lumânare, cum arde o candelă. Apoi, să învețe să urmărească respirația pentru a uni mintea cu respirația, iul cu ciul. Când apare această uniune, acel copil începe să devină prezent. Apoi să urmărească ce se întâmplă în corp, când surâde, când se încruntă și când începe să lucreze cu perceperea, conștientizarea emoțiilor, neutralizarea emoțiilor, transformarea emoțiilor din negativ în pozitiv și, în special, cultivarea emoțiilor pozitive. E ca și cum ai găsit un pepene foarte bun, păstrezi semințele și le cultivi. Mi-aduc aminte când eram mic, aveam un nuc extraordinar. Făcea niște nuci foarte mari, aproape cât
un temere micuță. Și nucile aveau un gust extraordinar de bun. Și la un moment dat am întrebat-o pe bunica de unde au nucul. Și a spus că odată bunicul a trecut peste râu la niște cunoscuți. Cumva a auzit un cra, cra, o cioară trecea pe deasupra. Și a căzut nuca chiar în fața bunicului. Bunicul s-a aplicat, a luat-o, a adus-o acasă, a plantat-o, a avut grijă și așa a apărut acel nuc extraordinar al copilăriei mele. La fel, în viața noastră noi vom găsi aceste nuci ale transformării noastre. Și noi trebuie doar să le cultivăm. Noi trebuie doar să avem răbdare, să avem încredere. Niciodată nu este târziu ca să te întorci din drumul pe care mergi. Să te întorci, să te îndrepți spre lumină, spre Dumnezeu, spre realitate, spre o nouă perspectivă. Niciodată. Și 2 ore, dacă mai ai până să pleci de pe acest pământ, această întoarcere cântărește foarte mult în fața luminii, în fața lui Dumnezeu. Copilul e bine să fie ajutat, dar în același timp e bine să învețe singur să lupte cu diverse obstacole. Iar pentru aceasta este foarte bună relaxarea autogenă, adică relaxarea în 7 trepte și, bineînțeles, este excelent să învețe meditația. Ce este meditația? Este acea stare specială în care are loc resetarea tuturor corpurilor noastre, integrarea lor într-o unitate de sine stătătoare. Vom mai discuta despre aceasta la sfârșitul emisiunii. De ce este important să faci ca sufletul tău și al copiilor și al familiei să comunice prin limbaj emoțional? Este important să fii disponibil din punct de vedere emoțional, dar este important să nu ajungeți să vă lăsați hărțuiți emoțional. Comunicarea emoțională nu înseamnă neapărat să începeți să râdeți și să începeți să creați tot felul de acțiuni dramatice aproape. Comunicarea emoțională este acea stare interioară care e ca o candelă ce ardă și luminează interiorul și tot ce este în jurul nostru. Această stabilitate emoțională are o putere deosebită. Și pentru a ajunge la așa ceva, avem nevoie să învățăm să ne relaxăm, să ne rugăm, să medităm, să ne transformăm emoțiile. Și de multe ori sunt persoane la care țin foarte mult și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-i ajuți să accepte că pot să-și îmbunătățească condiția, percepția și viața. Dacă ei pot accepta, atunci înseamnă că ei au făcut primul act de încredere, poate de tine. Dacă nu, nu trebuie să abandonăm. Trebuie să perseverăm. Odată și odată se va întâmpla. Învățații sunt învățați odată cu ei, mai ales în perioada de debut a învățării unei materii, unui domeniu sau a unei abilități. Pur și simplu, jucați-vă. Dacă puneți prea multă presiune încă de la început, gândind să fiți serios sau ajungeți la acel limbaj de lemn, să dici în copilul acela doar un refuz total de a avea de-a face cu acea materie. În general, este bine să faci în așa fel încât să dezvolți curiozitatea
la ce urmează mai departe în acea poveste ce ai împărtășit-o împreună cu el. Orice lucru, Masaru Emoto a făcut niște fotografii interesante, și anume când un părinte îi spune du-te și învață, du-te și fă lucrul ăla. Și fotografia apei nu a arătat grozav. Acelui cristal de apă înghețat la 10 grade minus. Și ori de câte ori a fotografiat un părinte care spunea copilului haide să facem. Acel cristal de apă era extraordinar de frumos. De aceea trebuie să fim atenți la aceste lucruri, aceste aspecte. Nimeni nu e perfect, toți greșim, toți învățăm. Nimeni nu poate să zică că e perfect și nevinovat și e liber să arunce cu pietre sau să pună etichete sau să facă diverse, să aducă diverse injurii la adresa unei persoane sau a unei alte persoane. Deci, a învăța împreună, a face împreună lucrurile, reprezintă un mod de a ședi, de a transforma refuzul, plictiseala, într-o curiozitate vie. Și acest lucru este extraordinar. Poate da naștere la un adevărat copac al cunoașterii. Este ca atunci când îi înveți pe copii să meargă singuri pe bicicletă, în sensul că stai în spatele lor și ții bicicleta și ușor, ușor le dai libertatea să își asume, să intre, să își extindă conștiința lor pentru a simți bicicleta și a menține echilibru. După ce capătă simțul echilibrului și începe să-și dezvolte singur strategii și abilități de viitor, te desprinzi ușor în tăcere și îi lași pe cont propriu. O altă întrebare frumoasă zice cât de important este să socializezi și să explici copilului ideea de socializare? Cum aplici acest lucru vis-a-vis de gradul de libertate al copiilor? Mai înainte de toate, socializarea este o forță și nu are de-a face cu ceea ce înțeleg oamenii prin socializare. Socializarea sau capacitatea de a socializa și de a dezvolta abilități sociale este un pas important, de aceea trebuie să avem grijă să nu degenereze în distracție și fugă de responsabilități. Practic, prin socializare creezi resurse mult mai puternice decât banii, pentru că relația va face întotdeauna mai mult decât o sumă măricică sau mai mare de bani. Socializarea este a treia etapă a prosperității pe o scară de la 1 la 72. Deci, un om bogat este un om care cunoaște foarte mulți oameni, are relații de comunicare, de schimburi de valori cu foarte mulți oameni. Acela este mult mai bogat decât un om cu o sumă mare de bani. Ce legătură există între dezvoltarea comunicării și dezvoltarea complexității vis-a-vis de copii? Foarte important este consolidarea comunicării. Aceasta înseamnă că e bine să evitați împărțirea atenției și sufletului între ceva și altcineva. Adică nu vă distrageți atenția spre telefon atunci când comunicați cu copilul sau cu cineva din familie. Când comunici, trebuie să fii cu toată ființa orientată spre acel om, spre acel copil. Dacă te uiți pe calculator și vorbești așa cu colțul ochilor, acest lucru deja înseamnă o problemă majoră și înseamnă că trebuie să îți reevaluezi
capacitatea în care îl respect pe ceilalți, capacitatea în care îți manifesti stima de sine către ceilalți. Dacă obișnuiți să faceți acest lucru, atunci să nu vă mirați că relația părinte-copil merge cum merge. Acest lucru nu merge nici între soți sau prieteni, cu atât mai puțin pentru cei ce trebuie să fie modelul celor ce vin după ei. Nu uitați, un părinte este mai presus decât un prieten. Un părinte este ca un maestru, este ca un stăpân, este ca un învățător. Este dificil, iar copilul pentru el este ca un elev. Este dificil de a pune în primul rând rolul de prieten și apoi rolul de profesor, de părinte. Nu funcționează așa. Cât de important este să înveți copiii să managerieze corect emoțiile? Învățați copilul să facă față mâniei și iritații. Învățați-l cum să neutralizeze și mai apoi să-și transforme emoțiile și să le folosească pentru a deveni creativ. Mi-aduc aminte de un om extraordinar, Gurdjieff, care a dezvoltat o metodă de dezvoltare personală, de autoperfecționare, se numea a patra cale, care spune că atunci când tatăl lui era pe moarte, l-a chemat și a spus: fiule, îți dau cel mai prețios dar pe care, dacă îl vei primi și te vei sluji de el, viața ta va fi bună cu tine și vei ajunge să fii un om util societății, vei ajunge să rămâi în amintirea oamenilor mult, mult timp. Și i-a spus că ori de câte ori ceva te supără, nu reacționa. Lasă 24 de ore să treacă, pentru că între timp s-ar putea să îți dai seama că poate nu aveai dreptate, poate că acel om avea dreptate, și atunci cumva să știi cum să te manifesti față de acel om, să-i mulțumești în loc de a da cu ceva în el. Și acest aspect a fost de mare ajutor pentru el. S-a spus că a fost cel mai frumos și cel mai util cadou pe care l-a primit de la părinții lui. Deci, este important să înțelegem a manageria emoțiilor. Vedeți, în viață avem reacțiune, proacțiune, non-acțiune. Uneori oamenii reacționează, alteori își creează scenarii cum ar trebui să reacționeze. Aceasta se numește proacțiune. Și alteori învață non-acțiunea, învață să aibă răbdare cumva că lucrurile se vor aranja în cele din urmă. Învață să creadă într-un principiu mult mai înalt, mult mai aproape de realitate. Despre aceasta o să discutăm după pauza publicitară. Pauză, vă rog. Am revenit. Vorbeam înainte de pauză despre alinierea persoanei, alinierea ființei noastre la acel principiu universal, anume dumnezeirea, creatorul, acel principiu cel mai înalt în existența noastră. Ce înseamnă acest lucru? Ori de câte ori noi ne aliniem la acest principiu, toate funcțiile noastre se resetează.
am să vă spun cum să faceți acest lucru. Ați observat că atunci când sunteți tensionat, sunteți supărat, sunteți stresat, sunteți agasat de diverse lucruri, simțiți că încă nu găsiți o cale de rezolvare. Este suficient să ieșiți în natură, în parc, un lac, lebede, rațe sau niște animăluțe și într-o jumătate de oră starea interioară se schimbă extraordinar de mult. De ce? Pentru că cumva natura preia din această sarcină electrostatică care ne învăluie, care s-a creat datorită statului într-o cameră cu sarcină electrică, sarcină electrostatică înaltă. Și atunci, ori de câte ori noi ieșim în pădure, ieșim în natură, ieșim într-un parc, mergem desculți pe iarbă, cufundăm picioarele în apa unui lac, ori de câte ori facem acest lucru, sau facem o baie pur și simplu cu apă sărată acasă, dintr-o dată vom observa că ne liniștim. Uneori oamenii fac lucrul acesta inconștient. Simt că în felul acesta, pentru un timp, scapă de acea tensiune, acea presiune, uită de toate și dintr-o dată ajung la o stare de echilibru. Este ok? Însă, atunci când acest lucru înseamnă a te alinia cu Mama Pământ, dar când vrei să te aliniezi cu Tatăl, cu Cerul, trebuie mai întâi să începi să simți această prezență a Lui. Oriunde există viață, El este acolo. De aceea, modul de a te alinia cu puterea creației este de a recunoaște măreția creației. Și spuneam în emisiunile trecute că cea mai directă cale de a te alinia cu Dumnezeu, de a putea reseta starea interioară până la nivel de molecule, este să aduci mulțumire, slavă, gloriei lui Dumnezeu. Este suficient dacă spui: Doamne Dumnezeule, slavă ție, Doamne, slavă ție, o sfoară cu noduri sau mărgele de 36 de ori, dacă spui dimineața și seara sau oricând ai nevoie, vei observa că în acel interval de 36 de repetări, starea interioară devine luminoasă și tot ceea ce este în jur se liniștește, se schimbă și devine luminos. Acesta este un mod, un început de a te alinia cu acest principiu înalt, acest principiu unic, această putere divină. O întrebare nouă. Cum reușesc părinții sau copiii să-și piardă stima de sine în fața celorlalți? Stima de sine crește în măsura în care o crești. Stima de sine crește în măsura în care crezi în ea și în măsura în care ai obstacole peste care trebuie să treci, să le depășești. Stima de sine apare ca urmare a autodepășirii tale. Zice că în Lao Tzu spune că un om puternic este extraordinar, dar atunci când ai puterea să învingi un om puternic, cu adevărat ești deosebit. Însă atunci când tu te învingi pe tine, atunci ești cu adevărat puternic. Deci, stima de sine nu apare nefăcând nimic. Stima de sine apare prin autodepășirea limitelor personale. Și în acest sens, toate aceste popoare despre care vă spuneam, și, de exemplu, în Nord exista tradiția în care copiii încă de mici
creau acele tabere de cercetare, acele tabere în care trebuia să se orienteze în păduri, să își găsească hrană, să își găsească, să își construiască adăposturi, să depășească intemperiile și vitregiile iernii sau verii. Deci, trecând în aceste autodepășiri, stima lor de sine creștea. Stima de sine nu are cum să crească stând și nefăcând nimic. Din contră, acesta este modul în care scade. Ori de câte ori te bucuri că l-ai pus pe altcineva să facă treaba în locul tău, tocmai ai participat la scăderea stimei de sine. Deci, este foarte important să înțelegi că orice vrei să primești, mai întâi trebuie să generezi acel lucru. Aici este un principiu foarte interesant pe care Valeriu Popa l-a repetat de multe ori. Și anume, dacă ți se pare că viața e nedreaptă și că prietenii, rudele, familia se poartă într-un mod neonorabil cu tine, hotărăște-te să începi cu ziua de luni sau cu care zi vrei să te porți frumos 100 de zile, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Să te porți frumos, să generezi credibilitate și să te implici în realitatea vieții. Și vei vedea primele schimbări ce apar în următoarea 100 de zile. 100 de zile te porți frumos, pentru că după 100 de zile încep să apară de-a lungul a următoarelor 100 de zile să apară acele schimbări. Pentru că 100 de zile trebuie unui om să comunice celulelor din interior acestei părți divine că el acceptă schimbarea și e gata să se schimbe. După 100 de zile, toate aceste celule, ca un întreg, încep să lucreze în următoarea 100 de zile la acea schimbare pe care omul așteaptă. Schimbându-ne noi, schimbăm tot ce e în jurul nostru. Noi nu putem schimba oameni, dar ne putem schimba pe noi. Schimbându-ne pe noi, putem să-i schimbăm pe ceilalți. Deci, purtându-te frumos 100 de zile, a avea încredere și a lăsa suficient timp să se manifeste rezultatul, este un pas care aduce schimbarea, aduce acea stimă de sine după care toată lumea aleargă. Deci, ca să poți să-ți recapezi stima de sine, trebuie să construiești în propria ta viață responsabilități, obligații și modalități în care participi la bunăstarea acelui nucleu, acelui grup, acelei familii. Capacitatea de a genera credibilitate este de a cultiva mai întâi integritate. Adică atât ține de cuvânt față de ceea ce ți-ai spus. Mă scol la ora respectivă, mă cul la ora respectivă, mănânc la ora respectivă, îmi fac antrenamentul la ora respectivă. Asta este esențial, asta este pasul de început. Și acest lucru poate fi făcut. E adevărat, e greu, dar nu e imposibil. Asta înseamnă a te trata cu respect, cu apreciere, cu blândețe și în special a fi un om de cuvânt cu tine însuți. Adică ceea ce ai zis trebuie și făcut. Da-ul să fie da și nu-ul să fie nu. A face ca faptele tale să vorbească atât de tare încât gura ta să nu se audă. Deci, iartă-te, cere-ți iertare și iartă-i pe ceilalți. Pentru că este singurul mod în care poți să înveți copilul să se ierte, să ierte și să-ți ceară iertare. Ce face acest fapt
atât de important în viața noastră. În primul rând ne dezleagă sufletul din conflictele în care a intrat și apoi îl aduce în prezent, căpătând puterea de a fi integru, puterea de a face și de a genera credibilitate. Când noi nu iertăm, nu uităm și tot timpul reiterăm problemele din trecut, noi nu facem decât să ne împărțim sufletul, ca și cum am agățat o bucată haină prețioasă în multe garduri și noi nu ne putem folosi de acea haină. Și când sufletul este agățat în timp și spațiu, în povestea vieții noastre, care a fost, este greu să mai poți fi prezent aici și să faci ceva. Ești deja obosit. Și acesta este antidotul pentru a scăpa de oboseală. Iartă-te, iartă și cere iertare. Și asta e important. Iert, mă iert și îmi cer iertare. Trebuie început cu lucruri simple. Când noi avem de-a face un copil, trebuie să îi ajutăm. Ce înseamnă a saluta un om? Ce înseamnă a saluta un spațiu? Să nu uităm că mai bine de 2,5 miliarde de oameni au acest obicei de a intra într-o cameră și a saluta, a aduce o atitudine de respect față de tot ceea ce este viu în acea cameră. Deci, copiii trebuie să învețe să salute, să oferă, să împărtășească, să simpatizeze. Trebuie să învețe cum să se comporte la masă și mai ales cum să se comporte în timpul unei conversații sau în timpul unei întâlniri la un nivel mai mare, mai multe familii sau la nivelul unui grup mai mare. Iar trebuie să conștientizeze că este foarte important să fie atenți la comportamentul lor, să-și modeleze comportamentul, să caute, să vadă modele în jurul lor și să poată să preia lucrurile bune de la acei oameni. Pentru a putea să fie conectat la ceea ce este viu, copilul trebuie să învețe să surâdă și să simtă acea împăcare. Așa că acesta este motivul pentru care trebuie să menținem o conexiune emoțională cu copiii. Să le zâmbim, să-i mângâiem, să-i îmbrățișăm, să-i batem pe umăr și să-i încurajăm. Și asta este esențial. De multe ori trebuie să împărțim efortul împreună. În natură, cărăm anumite lucruri împreună, trecem împreună peste anumite obstacole, au o greutate, au o problemă, ok. Mult mă întreabă cum se procedeze cu copiii ca ei să învețe ușor. Și eu tot timpul le spun, încercați să vă serviți de ceea ce se numește mind map. Pentru mine, mind map a fost extraordinar de util și este acest mod de a învăța ușor. Am căutat să arăt atât copiilor mei, cât și prietenilor mei, cât și oamenilor care vin și învață zi de zi. Și consider că mind map este un mod de a conecta informații atât de puternic în creier, încât memoria de lungă durată este implicată definitiv. Poți să-ți aduci aminte peste ani și ani întreaga complexitate a informației. O poți integra, o poți folosi ușor. Ce anume poate bloca o relație sau un proces de maturizare ce arată că educația își atinge scopul. Deci rețineți, ca și rezultat al educației apare maturizarea. Această maturizare este importantă.
pentru că graba, superficialitatea și neasumarea, acestea sunt lucruri care pot bloca maturizarea unei persoane, pot bloca o relație de maturizare. Imaturitatea este cel mai greu obstacol pentru o relație și se menține atâta timp cât cei 2, 3, 4 sau mai multe persoane implicate nu își asumă responsabilitatea și nu caută o rezolvare în loc de a căuta un vinovat. Este important să înțelegem, odată pentru totdeauna, că nimeni nu este vinovat, deoarece orice se întâmplă, se întâmplă cu încuvințarea noastră știută sau neștiută. Așa că dacă vreți un responsabil, dumneavoastră sunteți singurul în fața dumneavoastră și în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă că atunci când simțiți nevoia să vă plângeți, vă plângeți la unul, la altul, la unul, la altul, tot blocul, tot cartierul, tot orașul, ar trebui să înțelegeți că singura direcție în care puteți să vă plângeți ca să primiți un răspuns este Dumnezeu. Unii oameni din respect vor asculta, alții din compasiune vă vor asculta, alții vor râde în sinea lor, alții se vor bucura. Dar în toată această poveste, puțin sau aproape nimeni nu va veni să te ajute efectiv, să-ți dea o cheie și te schimbi, să nu mai ajungi în situația respectivă. Eventual vor veni oameni, te vor ajuta un pic, vei ieși din impas, iar vei intra într-altul, iar te plângi, iar vin. Este un cerc vicios. Nu asta este calea. Noi suntem cei care ar trebui să ne schimbăm. Și ca urmare a schimbării noastre, mediul, spațiul, timpul și familia se vor schimba. Adică frații, surorile, soț, soție, copii, toate se vor schimba. În sensul că vor deveni mai buni, mai înțelegători, mai armonioși, deoarece schimbarea începe odată cu noi. Când vrei schimbarea, fiți primii care încep această schimbare. Acest lucru îl spunea Gandhi. Gandhi a fost un avocat care nu era extraordinar în meseria lui. Dar faptul că a înțeles să-și asume o problemă enormă, anume colonialismul britanic de mai bine de 400 de ani, și să rezolve această problemă, l-a transformat. L-a făcut să fie ceea ce a rămas în istoria omenirii. Deci, cea mai mare problemă pe care o putem avea este să nu avem nicio problemă. Problemele sunt făcute pentru a antrena această stimă de sine. Când nu ai probleme, când nu te asumi, stima de sine scade. Și asta este diferența între psihologia din vest și psihologia din est. Când am început să caut manuale de psihologie vechi, sunt manuale de acum 2000-5000 de ani. Înainte, 5000 de ani în urmă, adică 3000 de ani înaintea erei noastre, au un nivel de complexitate extraordinar, pe care poate cei din vest vor obține în 3-4-500 de ani. Poate, nu știm. Dar cert este că datoria noastră este de a încerca să fim conectați cu această realitate, să evoluăm odată cu ea. Deci, uneori schimb mediul în care ai stat și constați că ai pierdut acea stabilitate. Dar de multe ori se zice, schimb locul, schimb norocul. Schimbările sunt posibile în ambele sensuri. Dar stă în puterea noastră să mergem înainte, să mergem spre lucrurile mai potrivite, spre scopurile, atingerea scopurilor într-un mod potrivit. Ce se poate întâmpla dacă nu ne trezim acum? În istorie, ori de câte ori s-a întâmplat așa,
a urmat o perioadă lungă, uneori prea lungă, de sacrificii pentru a ieși la liman. Sau, cu alte cuvinte, vom crește o generație dependenți de copii dependenți de divers stimul. Și rețineți, niciodată nu este prea târziu. Este mai bine să conștientizăm acest lucru acum. Nu este prea târziu, dar timp este tot mai puțin. Acum este timpul. De ce mulți oameni încearcă să-și cultive caracterul și să-și controleze temperamentul și nu reușesc? Mulți zic despre caracter că este ceva dat și nu ai cum să-l schimbi. Fals. De moment ce atâtea oameni de treabă, de caracter, ajung la un moment dat să fie neonorabil cu ei și cu ceilalți, înseamnă că caracterul este ceva care se poate schimba ori în rău, ori în bine și stă în puterea noastră de a lucra cu caracterul nostru, de a-l schimba, de a-l face să fie mai bun, mai apropiat de Dumnezeu. În principiu, această cale inversă, de la rău la bine, este posibilă. În principiu, este adevărat că există un nucleu în jurul căruia se adaugă experiențele, educația și autoeducația vis-a-vis de marile sau micile scopuri pe care ni le-am propus. Dar, în esență, munca de rafinare a caracterului este continuu, adică toată viața, și are la bază disciplina și practicile de transformare spirituală. O altă întrebare. De ce mulți oameni practică diverse forme spirituale, dar nu înțeleg sau nu reușesc să obțină acele transformări mult dorite? Oamenii observă cum aduc diverse tipuri de putere în viața lor și nu reușesc să o stăpânească. De ce? Deoarece nu își asumă responsabilitatea puterii și atunci puterea le ia mincile, îi ia stăpânirea. Când noi aducem putere în sufletul nostru, deoarece El este Cel care se împuternicește, El este Cel care manifestă aceste putere extrasenzoriale, aceste capacități speciale, tot El este Cel ce menține puterea ca un vas cu apă, așa cum un vas ține apa. Apa din vas, la un moment dat, când fierbe, are nevoie de ingrediente necesare facerii acelei supe sublime și, deci, în funcție de ce ingrediente adăugăm, de calitatea lor, de originea lor, asta obținem. Ce ar trebui să facem înainte de a începe practica spirituală? Este foarte important. Curățare, activare, exersare și programare a energiei, a ciului. Apoi, stocarea lui, exersarea și stocarea lui. Cum facem asta? Probabil că despre acest aspect vom discuta săptămâna viitoare, deoarece acum mai e foarte puțin timp, timp în care aș vrea să mai răspund la câteva întrebări. Zice așa, ce părere aveți despre stilul permisiv al părinților? Eu cred că atâta timp cât există o distinție clară că statutul de părinte pe primul loc și apoi vine cel de prieten, atâta timp cât acest statut de părinte rămâne ancorat ca un pilon de putere, ca un punct de referință și acea permisivitate nu alterează această relație, eu cred că este ok. Dar dacă se alterează această relație de părinte-copil, atunci trebuie să căutăm, să găsim o rezolvare.
zice că atenție, spuneți mereu că copilul o să copieze părintele. Da, nu spun eu, este adevărat, de aceea eu cred că cel mai bun mod de a educa copilul este de a căuta să generezi credibilitate, să te rogi pentru el și să cauți, să-i polarizezi energia în sensul bun, în sensul de a-l conecta ori de câte ori porți, poți cu divinitatea. Eu cred că acesta este primul pas, de a înțelege că de fapt noi nu suntem părinți cu adevărat. Părinte este doar unul, acela este Dumnezeu, noi nu suntem decât niște administratori pe acest pământ. Și copiii noștri vor fi și ei la fel precum suntem noi. Datoria noastră este să facem ca ei să ne depășească în toate cele bune, să asigurăm o șansă mai bună pentru viitor. Ne vom revedea data viitoare și vă doresc drum drept, lumină, puterea de a merge pe cel mai potrivit drum de până acum spre Dumnezeu. O seară frumoasă!